Pentru a doua oară în acest an, cea mai mare și mai cunoscută sală de ședințe din Palatul Administrativ din Baia Mare a devenit locul în care cultura a înlocuit discuțiile care decid soarta județului. Și asta pentru că Prefectura, Biblioteca Județeană și actorul Paul Antoniu așa au dorit să facă și altceva în respectivul spațiu și acel altceva a devenit un recital de poezie românească în care tema predominantă a fost iubirea. Dar e un proiect care a vrut să pună în valoare această sală și această instituție și nu neapărat instituția în sine, cât valorile care le are Baia Mare, județul, pe care eu le-am simțit uneori că nu că sunt un con de umbră, dar merită mai mult decât au astăzi. La eveniment au participat reprezentanții ai instituțiilor publice deconcentrate, autorități județene și locale, politicieni, dar și numeroși elevi, aceștia fiind de altfel principalii invitați. În marea mier de noapte, la răsărit de soare, stinge visor ochii mie tot deasupra cărții sale. Am să ajung atunci, poate, la mijlocul ei aproape, dar să nu-mi închideți cartea că pe regine ploapă. Învățăceii de la Liceul de Artă au fost cei care au completat cu muzica lor versurile poeților români interpretate de Paul Antoniu. La botezuri, la zile de nume, cântau să se împletească tot felul de umeri, adânci, molui sau zberi. Mai bine de o oră a durat recitalul, care în perioada următoare nu este exclus să fie urmat și de alte evenimente culturale găzduite și organizate de Prefectura Maramureș.